Visăm la un zbor culinar spre Italia, pentru că alături de noi îl avem să ne piloteze din bucătărie pe Chef Salvo. Bună dimineața! Bună dimineața! Buongiorno! Zboram acum, zboram peste acum 5 minute Italia. Zbor avion. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum stai? Va bene? Tutto molto bene, bene molto bene. Fac și traducere foarte bine. Așa, așa, da, da, da. Cât timp paste astăzi? Azi zboram, cum ai spus tu, la Piazza Navona. Piazza Navona. Direct, acolo. Direct. Și Fontana di Trevi. Ah, nu și Fontana, da, da, da. Ah, Fontana di Trevi, unde se pune cu Bănuțul și Dorința, da, da, da. Și acolo ho stricat o grămadă de bani, nu s-a întâmplat nimic. Exact. Acum am mers cu două settimane, nu am aruncat nimic. Gata. Da, înțeleg că s-a întâmplat un lucru neobișnuit și anume să vedem că acolo la Fontana di Trevi aproape nu era nimeni, e foarte da, puțin da, da, lume. Da. Eu, crede-mi, am fost acum cu două settimane, da. Am fost Piața del Popolo, Fontana, da, di Trevi, unde de obicei era o grămadă de lume, exact. Trei persone am văzut, mă speriate. Fantastic. Nu au recunoscut orașul. Da, 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 nerecunoscut orașul. Ma azi facem... Hai, în Piața Veneția! O rețetă 100% di Roma, di Roma, che sunt spaghetti alla carbonara. Alla carbonara. Yeah. Încercăm să facem tradiziune și inovazione. Ok. Atunci, inovazione e pe plating. Tot, tradiziunea e că folosim 100% ingrediente de la Roma. De la Roma. Așa. Ah, așa. Și după facem o altă rețetă, sunt niște agnolotti, ma aici în România lumea le numește mai mult ravioli, ravioli, ma nume original e agnolotti, sunt agnolotti cu înăuntru ricotta și spanac. Da, adică le vedem acolo, da. Și deasupra le condimentăm cu un sos de morcov și o spumă de ulei. E ceva che non acopera forte molto ce avem înăuntru. Atunci le lăsăm și plating e foarte frumos. Perfect. Pentru paste ce avem nevoie? E, pentru paste avem nevoie de rețeta originală, da? Ouă, ouă, parmigian, da? Pecorino și guanciale. Pecorino. Pecorino e o branza un pic mai sărată. Ok. E, non se folosește deloc smantana. Da. Absolut. Da. Și este o brânză sărată de ce? De vacă, de oaie, de ce fel de brânză? De vacă, e? De vacă. De vacă. Da. Ok, ok. Și asta, infatti, se numește pecorino romano. Pecorino romano. Întreb asta pentru că cei ce ne urmăresc acum și poate vor să gătească împreună cu tine, împreună cu noi, da? Da. Dacă nu au pecorino în casă, dacă pot să locuiască cu ceva. Doar parmezan. Ah, parmezan. Da. Ok, ok. Și după, la sfârșit, se pun un pic de piper. Da. Și gata, s-a terminat pasta. Da, e foarte simplă, ma când tu amestrici amândoi branzeturile asta, da, explodează un gust extraordinar. Foarte mult gust da și asta, că e guanciale. Chef Salvo, dar se poate pentru mine o porție mică fără carne? Normal. M-am asigurat că mănânc și eu. Șunca aia, mă rog, sau cum... Șunca, da, asta se numește guanciale. Guanciale, e, da. Se numește, de fapt, în italiano, exact, guanciale presato. Asta se pune carne, șunca presată, da, da, așa, da, da, da. Se pune grăsime, carne și sta 12-13 lune, da, cu piper che fermentează singur. Asta, și asta dă un gust foarte particular alla paste. Chef Salvo, abia aștept să mă înfrupt din bunătățile. Păi aici e o surpriză. Asta nu o pregătit nimic. Okay. Asta e un cadou din parte mama mea. Oh. E ve l-a trimis la voi. Ai, sunt castane, castane, come se face la noi in Sicilia. Da? Se știi că eu nu nici știu cum se pregătesc. E un secret de la mama mea. Și cum se face, pentru că settimana asta noi avem settimana de pastele, că da. Duminica e Paște. E asta, da, e un sunt dessert che se mănâncă la noi pe settimana de pastele. Castane. Ah, perfect. Pusti in zahăr cu un pic de licuor, ma sunt extraordinar de bun. Abia așa să gustăm. Avem mâncăm și desert, bun, că vine avem direct din Sicilia. Oh, perfect, perfect. Aoleu, Chef Salvo, mulțumim, noi ne punem la lucru. Ne apucăm de treabă. Ne apucăm de treabă, perfect.